Taximetriștii au început greva foamei după ce au fost ignorați de guvernanți, au decis să continue acțiunile de protest. Se anunță în continuare sute de taximetriști care vin din întreaga țară în capitală. Colega mea, Ioana David, se află printre ei și vine cu detalii. Ioana, bună dimineața, te ascultăm! Bună dimineața, bine v-am găsit! Iată că taximetriștii au intrat în greva foamei, asta după ce timp de 3 zile au protestat aici în piața Constituției în speranța de a găsi rezolvare la problemele lor. Iată totuși că acest lucru nu s-a întâmplat. În urma discuțiilor de ieri de la guvern, aceștia au fost extrem de nemulțumiți, motiv pentru care s-au hotărât să creeze haos în capitală. Practic, au pornit spre piața Victoriei, acolo unde au declanșat un protest spontan. Astăzi totuși se află în greva foamei. Vorbim de câteva zeci de taximetriști care se află aici și în scurt timp ar urma să mai vină câteva zeci în plus de taximetriști din toată țara aici pentru a continua această grevă a foamei. Principala lor nemulțumire este legată de șoferii de pe aplicații, adică transportul alternativ, spunând că au acaparat piața, iar numărul mașinilor trebuie redus. Mai mult decât atât, vor ca aceștia să plătească taxe egale cu ei. Vedem în continuare taximetriști care vin aici în piața Constituției. Rămâne de văzut dacă reprezentanții lor vor fi chemați la discuții la guvern.